Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni, care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia Leu. Pentru dumneavoastră, în perioada 21-31 august, reprezintă motivul etalării mele de astăzi. Așadar, ne vom uita împreună în cărțile de oracol și de tarot pentru a vedea care sunt influențele pe fiecare plan în parte. Este o etalare generală, m-aș bucura să rezonați într-un număr cât mai mare. Spre deosebire de o etalare personalizată, aceasta oferă doar liniile generale. Haideți să vedem pe următoarele 10-11 zile care ar fi energia dumneavoastră. Și încep prin a aprinde o lumânare. Îmi doresc acest lucru pentru sănătatea voastră și a celor dragi vouă. Le doresc la mulți ani celor care împlinesc 21-22 sau până în perioada aceea, pentru că voi urmăriți etalarea mult mai devreme. O să o postez cu 2-3 zile mai devreme. Și, dragii mei, să vă bucurați de soarele din zodia voastră și să fiți cât mai echilibrați, da? Și aprind lumânarea aceasta pentru sănătatea dumneavoastră, pentru acelor dragi vouă, pentru vindecări, armonizări, împăcări de orice fel, să reușiți, dragii mei, să realizați ceea ce este important pentru voi, să credeți în steaua voastră norocoasă. Cu ce să începem? Haideți să începem cu acest mesaj oracol, da, acest pachet, pentru zodia Leu, în perioada 21-31 august. Iată, avem o carte foarte frumoasă. Spune că îmi iubesc corpul. Este o mantră pe care poate ar trebui să o și rostiți, dar mai ales o conștientizați. Să vă iubiți corpul exact așa cum este el, cu imperfecțiuni, pentru că nu există perfecțiune. Și să, de asemenea, vă invit, de exemplu, să citim împreună. Puteți repeta după mine mantra sau puteți doar să o ascultați. Creez pace totală în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace într-o sănătate perfectă. Da, dragii mei, cred că veți atinge această dorință de a vă echilibra, o dorință de a avea pace, de a vă iubi corpul exact așa cum este el. Haideți să vedem pentru cardurile de înțelepciune, pentru vindecare, ce mesaj au cărțile, dragii mei. E bine să vă luați puterea înapoi. E bine să vă împuterniciți și spun asta pentru că pe 16 august a fost lună nouă, luna va fi în creștere, va crește și puterea voastră și curajul vostru de a vă urma visele, de a face ceea ce vă este necesar. Practic veți conștientiza un motiv pentru care voi pierdeți energie, da? Și în viața de zi cu zi, poate vă veți întreba dacă merită să vă consumați, dacă merită să vă pierdeți pacea interioară pentru niște motive care poate nici nu sunt atât de importante pentru voi. Să sortați puțin motivele pentru care vă consumați, iar pe celelalte pur și simplu să le ignorați, dragii mei, pentru a vă menține pe un termen cât mai lung pacea dumneavoastră interioară. Haideți să vedem și mesaje din partea zodiilor. Avem, dragii mei, în primul rând, da, voi extrage cartea aceasta, din zodia Scorpion este cineva și ce vă spune această persoană? Să vă eliberați de niște blocaje. Da, luna într-adevăr a fost lună nouă, luna este în creștere. Prin urmare, faceți ceea ce vă interesează, ignorând anumite blocaje. Găsiți ca apa unui râu drum printre pietre, păstrați-vă viziunea, păstrați-vă optimismul, pentru că va fi foarte important, da? Această eliberare de un blocaj care poate fi interior. De cele mai multe ori blocajele sunt interioare. Fie că ne facem noi scenarii care sunt foarte dificile,
Fie că avem convingeri limitative, dragii mei, meritați tot ce este mai bun. Să țineți cont de acest lucru. S-ar putea o persoană din zodia Scorpion să vă ajute în conștientizarea aceasta. Ce frumos! Văd, iată, o balanță care vă spune să vă găsiți echilibrul. Să încercați să echilibrați interiorul vostru, ca în felul acesta să aveți un echilibru și în relaționarea voastră. Interocepția este mesajul pe care îl primiți din partea propriului corp, dar și acest echilibru poate fi atins prin meditație, prin yoga, prin efectiv prin a face ceea ce vă motivează. Sper să țineți cont de acest sfat, da, și să fie această balanță care să vă susțină. Mai văd de asemenea al treilea mesaj din partea unei fecioare, să faceți niște acțiuni inspirate, adică să ieșiți dintr-o așteptare, să nu mai stagnați în căutarea a noi și noi informații, ci să faceți ceva, să mergeți în direcția atingerii obiectivelor pe care vi le puneți. Sper, dragii mei lei, să aveți și această persoană din fecioară alături de voi, care să vă motiveze și să vă determine să continuați eforturile pe care le aveți. Iată foarte frumos, etalarea noastră decurge. Aș vrea să văd pe fiecare plan în parte care va fi energia acestor 10 zile între 21 și 31 august, 10-11 zile. Și vorbim de planul personal, soarele. Poate mergeți în vacanță sau împreună cu persoana dragă petreceți timp în natură. Văd că vă liniștiți emoțiile, că vă răcoriți emoțiile. Văd că vine bucuria aceasta, vă bucurați de lucruri mărunte, da? Apoi, la nivelul profesional, voi mergeți undeva, plecați undeva, cineva pleacă și aflați de acest lucru și asta vă face vouă loc. Deci este vorba despre schimbări, dragilei, la acest sfârșit de luna august. 27 poate să reprezinte o vârstă, da? Sau vorbim de intervalul între orele 2 și 7, poate să fie ora 9 sau ora 14 totodată. Pe planul financiar, dragii mei lei, avem cartea familiei fericite. Simt că voi veți economisi, veți face în așa fel încât să cheltuiți pentru persoanele voastre dragi din familie. Poate că mergeți într-o vacanță, deci sunteți foarte dornici să aduceți bucurie și fericire pe chipul persoanelor voastre dragi. 4 este numărul cărții și pe planul sănătății vorbim despre vindecătorul vârstelor. Vindecătorul vârstelor este până la urmă un fel al vostru, da, de a vă vindeca, un fel al vostru de a medita asupra vindecării, respectării unui regim de viață liniștit. De asemenea, la nivelul sănătății emoționale, văd că voi comunicați într-un mod foarte deschis cu persoanele de orice vârstă, din familia voastră, din prieteni. Poate apelați la un consultant care vine și vorbește, da, și vă invită să discutați despre anumite etape din viață care nu au fost poate foarte plăcute sau de la care nu aveți amintiri excelente și pe care să le împăcați, da? Să cred că ori voi sunteți cei care vă adresați fiecarei vârste cu tonalitatea, cu vocabularul potrivit. Da, fie că apelați la un astfel de consultant care să vă aducă echilibrul la toate vârstele dumneavoastră, pentru că noi avem și un copil interior, avem și o entitate de părinte, dar avem și entitatea de adult. Când decidem, când acționăm, atunci suntem adulți. Când suntem nostalgici și triști, cu prisosință există ceva în trecut, în copilărie, care trebuie vindecat. Da, și părintele în general este
entitatea de părinte din noi este cel care are vocea critică. Poate să fiți mai puțin critici față de voi și să fiți pentru voi părinți vindecători. Dragii mei, haideți să vedem mai departe ce spun cărțile la nivelul dragostei. Haideți să vedem. O carte pentru voi, o carte pentru persoana la care voi vă gândiți și care vă este dragă și o carte pentru alchimia voastră. Tarotul iubirii vine cu o pereche perfectă. Sunt șanse ca în cuplul vostru să existe armonie, să întâlniți o persoană alături de care să formați această pereche perfectă și viața în cuplu să fie una foarte, foarte frumoasă. 11, ora 11, ora 2. Hai să vedem. Poate voi vă gândiți la această pereche ideală, da, și o idealizați. Să vedem energia celeilalte persoane. Separarea. Persoana aceasta stă la distanță de voi, e separată sau separat. Poate că voi chiar aveți un timp în care sunteți separați datorită sau din cauza serviciului sau a ceea ce aveți voi de făcut. Această persoană poate vrea să renunțe la o separare prin care voi treceți. Alchimia, dragii mei, vorbește despre o stabilitate armonioasă binefăcătoare pe care văd că o aveți voi înșivă în primul rând și ea se va răsfrânge și asupra relațiilor pe care voi le aveți, de cuplu, familiale sau profesionale. Să vedem și acest oracol al îngerilor romantici ce părere au despre dumneavoastră. Factorii religioși. Spune cartea aceasta să vă urmați cara spirituală, să țineți cont de credința dumneavoastră. Da, chiar este o perioadă, cum spuneam, 31 august, iertați-mă, 15 august, când este Fecioara Marie Mare și 9 septembrie când este Fecioara Marie Mică sau Maica Domnului, cum ar veni ca sărbătorire, e o perioadă binecuvântată în care e bine să vă rugați, e bine să cereți ceea ce aveți nevoie. Se pare că și voi aveți această înclinare de a medita, de a vă ruga pentru cuplul vostru, pentru voi și pentru cei dragi vouă. Sfatul pentru cealaltă persoană sau starea este chimia. Veți simți o atracție magnetică puternică. Între voi și o persoană cu care deja sunteți într-o relație sau o persoană pe care o puteți cunoaște în acest interval 21-31 august. Să vedem și care dintre arhangheli vă oferă darul său și vă ocrotește, dragii lei. Și avem, dragi doamne și dragi domni, călăuzirea sublimă cerească, cu numărul 14, vorbește despre darul arhanghelului Uriel și spune că vă oferă darul profeției, dragii mei lei, și puterea de a menține și de a transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Vă asigură de asemenea o protecție rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Mi se pare tare plăcută cartea asta și nu uitați despre aceste nuanțe de albastru, alb și roșu care vă energizează sau vă calmează, vă aduce un echilibru, vă poartă noroc. Dar văd, dragii mei, că aveți darul profeției, sper din tot sufletul să rezonați cu ceea ce, cu mesajele pe care le primesc și vi le transmit. Și hai să interpretăm și cărțile de tarot pentru dumneavoastră. Dragi doamne și domni din Zodia Leu, pentru perioada 21-31 august. Și avem ca situație regele de bâte. Fie sunteți voi, dragi domni din Leu, fie este un partener din berbec leu săgetător, care va trezi interesul doamnelor leu. Ca și clarificare, asul de bâte vorbește despre o renaștere, despre începutul unei relații, vorbește despre binecuvântarea unei nașteri. Poate veți naște, dragii mei, pe 21-22 veți naște lei sau veți naște din 23 fecioare. Sunt proiecte noi,
este o vindecare aici, este o relație, e foarte frumos, da? Este o consolidare a poziției voastre. Foarte frumos. Hai să vedem ce știți, dragii mei. Este acest rege de cupe. Fie că voi sunteți armonioși, dacă sunteți bărbați, sunteți armonioși, împăciuitori, fie este un partener pentru doamnele din leu, fie din rac, scorpion, pești, fie foarte armonios, foarte, cum spuneam, împăciuitor și matur emoțional, da? Poate este și o persoană care totuși are adicții. Înclin să cred însă că parcă vine ca o echilibrare, da, în relațiile voastre. Aduce împăcări, aduce perioade plăcute. Ce nu știți, dragilei, este acest magician. Poate să fie o persoană din zodia berbec sau săgetător, da, sau voi să fiți acești magicieni prin ceea ce manifestați, prin gândurile voastre, să puteți materializa ceea ce vă propuneți. Sau efectiv se produce această magie pentru voi, dragii mei. Hai să vedem la trecutul recent. Avem un 3 de bâte. Voi, da, veți trece la acțiune, veți lăsa așteptările, nu vă veți mai ocupa timpul cu informații, cu acumulări, ci veți merge în drumul vostru, pe calea voastră, fără să vă mai uitați înapoi. Veți dori să treceți la acțiuni, să faceți ceea ce este necesar. Și din nou văd persoane din berbec leu săgetător care vă susțin. Și viitorul, iată, este o călătorie. Poate că la început de septembrie veți avea această călătorie sau spre sfârșitul lunii august. Ori este o persoană din zodia rac care vine spre voi. Vă văd planificând o etapă, un parcurs, alegând între ce e bine și ce e rău, având o oarecare da, preocupare pentru călătorie, pentru mijloace de transport. Sper să vă meargă bine, dragii mei. Sau este această persoană din zodia rac, importantă pentru voi, care reprezintă și un rege de cupe. Vă doresc toate cele bune, să vă meargă bine. Vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul și veți fi anunțați când postez noi filmări. Vă mulțumesc mult pentru like-uri, pentru comentarii și Doamne ajută să vă meargă bine din toate punctele de vedere. Să fiți ocrotiți și ocrotitori, dragii mei. Vă aștept cu drag și la alte filmări. Pa, pa!